Salutare, băi, și bine v-am regăsit la un nou episod. Băi, fraților, de data asta facem un nou episod. Farming Simulator 17, roleplay, episodul 2. Ce să vă zic, hai să vă arăt și eu. Sunt în fermă, în momentul de față, vedeți aici mașina. Vreau să-l sun pe Cosmin să vină, că mergem la erbicidat. Mergem să erbicidăm, să vedem ce avem de erbicidat, de recolta și așa. Să vedem cum se prezintă. Am mai luat și un teren în arendă de la un om. L-am semănat, l-am făcut, l-am cu toate cele. Ia să sunem pe Cosmin să vedem ce facem. Alo. Ce faci, băi? Uite, papa. Vii la fermă? Acum am ieșit. Hai, să o iei pe asfalt, că deschid porțile. Nu era papa. Așa. Bun. Hai, deschidem porțile, mai băieți. Ia uitați soia aici. Dați să vă arăt soia, să vedeți cum se prezintă că am pus soia, am semănat. Am semănat, avem o grămadă. O grămadă de soia și la Cosmin avem orz apus la el pe teren. Haideți să vă arăt. Deci avem așa, acolo o remorcă de lemne. Aici avem Fiat Agriu pregătit și el e pregătit de erbicidat ca să erbicidăm, că i-am pus roția subțiri ca să nu stricăm. Și aici vă vedea, deci în 2 zile noi am construit, adică noi am adus niște oameni și am construit tot ce vedeți aici, avem hedărele. Și am construit aceste 2 garaje unde am pus utilajele astea. Frumos și peste aici. Dacă te vedeți, uitați cât a garajul mare. Ăștia sunt lemni aia din partea din spatele casei, care vi l-am arătat în primul episod. Așa, avem aici 2 tractoare, cheisul și Fordul și remorci și merlou care o să trebuiască să luăm. Și, dar mai întâi trebuie să mergem să luăm erbicidul cu un tractor și cu merlou. Sau leg după merlou, nu știu, vedem. Ha, îl așteptăm pe Cosmin și revin. Ia, băieți, că se aude, beam aici cafeaua, se aude un motocultor, că ăsta vine cu motocultorul. Ia. Ia, uite, bă, ce faci, băi? A, trăiești. De așa să închid porțile. Așa. Bun. Așa, hai să vedem. Bă, bagă la umbră. Bagă lângă combine acolo, în garajul ăsta. Uite aici, nu cred că încape. Ia, bagă-l așa, ușor. Ia, dai. Nu încape? Ia, dai cu spatele, ia, bagă-l aici. Unde-l bași tu de obicei. Bagă-l direct cu față. Trebuie să iau porumbul ăla de acolo. Da, mă, ce fac? Bun, perfectos. Oprește. Așa. Bă, fii atent. Trebuie să mergem. Hai că ți-am făcut o cafea, vină cu. Trebuie să mergem să luăm erbicidul de la Nea Curcanu. Păi și cu ce mergem? Cu merlou? Agățăm merlou după remorcă? Păi eu așa zisei. Aici era. Eu așa zisei. Să agățăm după merlou. Hai să mergem. Hai să mergem. Nu mai e mai nimic cu aici, niciun utilaj, nimic. Hai pe aici. Iar fiatul? Da, stai așa, hai să... Stai să văd dacă mai pornește ăsta. Că e mort. Cu l-a răsturnat aia al arterii. Hai că a luat-o. A luat. Ia, hai. Ia să vedem. Hai, dăm cu spatele. Perfect. Ha. Mama, porni Fiat Agriu. Tu ai dat avarii în loc de semnal. Așa, mă. Iau să mă poată să mă dăm mai încolo. Du-te la Nea Curcanu și oprește-te acolo. Hai că le închisă eu. Gata. Hai, dă-i. Mamă, cum bube.
Hai să mergem repede. Da, băi, băieți, revenim acolo. Bun, mă, băieți. Hai că... Ușor. Am luat ca repede curba asta. Ce să vă zic? Revenim când ajung acolo. Să dezleg remorca să iau paleții. Din câte știu, ne-a curcat unul noi acasă. Acum, Dumnezeu cu mine, nu știu, să vedem. Dacă îl găsesc, ar fi bine, dar cred că... Din câte știu, i-a lăsat aseară la bar, i-a lăsat lui Cosmin cheile la casă. Da, revin. O, doi. Bă, dar remorca asta, dacă o lăsăm așa, o să fie... Nu cred că fuge. Ia, ia, dezleagă-o. Ia. Bun. Haideți, băi, să dăm cu spatele. Uite, așa. Bă, că are mașina acasă, dar e plecată... E plecată vreo două zile, are niște treabă. Nici nevastă s-a acasă nimeni. Ia. Eu zic că iau, acum să vedem ea. Ia, hop, uite așa. Trebuie mai așa. Bă! Bă! Bă, nu merge. Trebuie, ar trebui invers. Păi nu, știi, e prea, e altfel, e pus într-o parte. Dai că le iau după, dai să le iau pe ăsta. Mai întâi ca să am loc să-l învârt. Așa. Să-mi spui dacă mai jos sau mai sus, uite-te. Mai jos. Jos e așa, cupa e în răză. Da, am înțeles, am înțeles. Perfectos. Bun. Eu, zi, bă. Ca să îl pui pe spate. Da. Așa. Eu am probleme cu urechile, nu vă faceți griji. Bun. Hai să vedem aici, a? E bine că are două roți și sunt în spate puse, că altfel aveam de furcă. Să-mi spui dacă mai în față. Mai în față. Așa. Păi cam așa că nu e platformă și o să mă chinui. Deși mai în față, da. Păi nu, că mă chinui, n-am cum, uite așa. Așa acolo împing ea. Vrei să agăți o asta? Nu, gata. Gata, am pus. Bun. Hai să luăm și pe celălalt, băi băieți. Hai că avem o leacă de chin. Să vedem. Ia. Să încerc eu aici. Op. O leacă mai spate. Am aici și bine. Aici, da. E și asta aici. L-a pus neacur ca nu fix. Da. Dă-i. E bine. Cade. A dus. Da, așa. Hai să reîncercăm. Așa mai bezi, l-am luat și pe ăsta. O leacă cu chin, că e dâmbul acolo și înfigeam furca în pământ și îi făceam la om aici, nebunie. Bun. Bag așa. Așa. Am luat, bă, chingile la noi? Nu le-am luat. Ia uite-te. Băga mea și bețe luate. Ah! De mea în față, mai. Mai și fac așa. Așa. Uite așa. Perfect. Hai să-l împing și pe la o leacă și să băi cuplăm. Cum Ia zi-mi. Ia tu, că merge cu ăsta, melou. Păi și erbicidezi eu? Că am zis că erbicidezi tu. Bine. Hai, ok. Așa. Ia, hai. Așa. Dei. Ho! Bă, mergi ușor. Hai că mergi și în spatele tău, ăulu. Hai. Ia, hai să vedem, băieți, dacă pornește. A luat. Bun, hai să mergem. Așa, băi, haideți că mergem.
Mergem pe un teren lângă o fermă, unde chiar m-am chinuit alea că se iau terenul ăla, că era să mi le alții, gen. Nu era pe aici? Nu era pe aici. Se întinde, se întinde alea, că și Merlou îi dă viteză frumos. O, doi. Mai dau și off semnal. Facem frumos. Opa! Așa, mai băieți. Da. Șurel așa. Bă, da, au fugit într-o parte pe aici. Ia uite. Îl dăm și noi mai încet aici. Așa. Ăsta văd că stă. Văd că Amazonul ăsta, nu știu, l-am înfruntat de la niște băieți. Văd că se descurcă destul de ok acum. Na, vă dați seama. Să nu fie nasol. Uite aici. Să oprești aici, bă! Așa. Ați așa. Trebuie să facem schema aici. Lăsăm în jos. Dăm și X. Să-l întindem. Vino cu să-l imediat, stai așa să-l desfac. Opa. Să-l desfac ca să pot să dau cât mai mult în spate. Uite așa. Da, dau în spate. Ah. Ia, merge. Merge, bă! Hai. Gata. Ridică furtunul. Hai că ridic și ăsta. Ia. Păi așa, că n-am cumpărat niște fire. Cardanul. Hai. Și am plecat. Ăsta văd că e ridicat. Trei olea că mai ridicat. Trebuie să ne uităm la el, că e chin băieți aici. A? Uite, mai așa olea că mai sus. Să fie bine, să nu fie rău. Da, hai că merge treaba, văd. Da. Hai să vedem, o luăm pe aici. O luăm, uite, așa. Au. Așa, băi, băieți, ia. O, doină. Uite, bă, și vei, cine au pus soia pe aici? Asta era fermierul ăsta aici. Da, terenul ăsta, văd, eu fac, eu schimb cu cineva, ceva, dar eu terenul ăsta nu o să-l mai țin mult, că cu ăștia pe aceea mie când dă foc la tarla. Așa. Așa. Și ne băgăm mai pe acelișe. Bun. Hai că merge treaba, băieți. Revenim mai la final, ce să vă zic. Bă, băieți, cam gata, cam terminat. Hai să strângem. A, uitați cum să strângi. Frumos, nu ca cele vechi, că mă dăteam într-un ajuns să le strâng. Ăsta să strânge frumos automat. Ia uite. Frumos. Frumos. Hai să mergem. Îi spune și lui Cosmin că plecăm, dar cred că m-a văzut ca strâns. Ia, unde vine ăsta? A, uia pe aici. Hei, bă! Mamă. Așa mai pus și urbos. Uite așa. Da, uite aici. Să vă mai filmez și drumul. Nu e ca și cum v-am filmat altceva până acum. Ia, hai să-i dăm noi alea că turbo. Trebuie să mergem pe un teren mai mare acum. Ia. Cum facem aici? Facem așa. Hai să mergem. I-am dat turbo direct. Bă, Cosmin nici nu pot să-l văd în spate. Ne? Ba da, pe aici. O, doină. Hai că vine și el, văd. Văd că vine și el. Bun. Hai că... Revenim la teren, mă, băieți.
ăla, nu băieți, punem și noi niște floarea soarelui. Riscăm și noi că anii trecuți nu s-a făcut nici floarea, nici porumbul. Și de asta n-am pus anul ăsta decât soia. Că s-a făcut. Bun, aici avem cartofii la om. Facem așa. Hai să-i dăm turbo iar. Frumos. Mame, are omul ăsta aici urs, cred că ăsta, sau grâu. Dar e vai de capul. Hai să e la noi. O doină. Bun. Hai să desfacem. Așa, să mă dăm mai așa. Mai dăm drum. Să sperăm că nu vine nimeni. Ia. Dăm beu. Și am plecat. Bun, aici avem tarla mai mare. Aici avem vreo un hectar și un hectar jumătate. Cam așa, un hectar jumătate aici. E tarla mai mare. În partea aveam decât vreo 40 de ari. 50, jumătate de hectar aveam. Aici un hectar jumătate. E mai mult. Să nu iau nici stâlpul, nici pom. Mam. Bun. Hai să-i dăm. Amazon, nici nu văd dacă o fi venit Cosmin, nu-l văd. Dar mă uit eu aici la cap. Sper că a ajuns. Cel puțin întreg. Ia să fac eu așa o schemă. A, uite-l, a ajuns. Stă parcat. Bun. Adică aici cum facem, cred că fac. O schemă așa. Mi-e frică să mă apropii mai mult. Așa frumos. Încerc să mă bag fix cât între rândurile la semănătoare ca să nu stric foarte mult. Că la urmă, na. Ar fi chiar nasol. Uite așa. Și am plecat. E bine. Arată viu. Frumos. Văd că are o grămadă de flori. Să sperăm că are și sămânță. O să facă. Să nu dăm degeaba. Opa, pom. Așa, și am plecat. Bun. Sper că merg bine. Ia. Aici e deja erbicidat. Frumos. Bun, hai că merg bine. Uite cam așa. Uite, așa merg bine. Da, băi băieți, cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Facem și noi 2000 de abonați. Sper că mai curând, dar mai avem de tras. Da, ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!